Aí vai do mar levantando aquele enchei para descrever o dia a nem sair meron. A mochete são de angúria de o miri lá faz. Agora o sol chutit. Da, está já matado. Estei quando mais vinha aí não ia por causa da minha lume. Um pouco de boiado de ouro que eu não podia lá todo mais marunt. Só chutei para esta. Mare filosof este Paianjul. Ce ne știu că Paianjul nu-i filosof pe n-am? El era adânc. Dar nu te las atâta, că te arată de ce. Și am văzut că aduce și la viața practică. Când atâta la om, la... Eu când încep am vorbit de Nexai Miron, nu mă mai pot opri, le-a știut la liniște când îmi luam cu oile. Ca să zic, v-ați chiar de direct să nu v-ați inspira mult. La duminica a treia sau a patra din postul mare. Nu știu, dar nu mai pot că eu toate că... Când am venit aici de la Franța, era vreo 300 și am vorbit la Carpono. Și ne-a spus, era Părinte de Galeriu, vezi că era șef și era aici, Dan Șibote a făcut doctoratul la Strasbourg. Părinte a venit să te vadă cu tare, nu autocară. Și el era încă mandic, cu crucea, că el încă... I-am fost, asta, nănaș la călugării. Am zis, luat, băi, zice, era atâta profesor de la Paris, de la Sâmbiu, de la... Neam, stăți, era Popescu de la Institutul Biblie, doată lumea, sub mage, de scătura. Cel mai indicat e lumea ta, că ei fost nănaș. Și duhovnii din 73, el zice că a vrut să-l facă patriarcul la neam și eu nu vrut. Și mă, dar aici e platformă de pornit la episcopii cu tare. Nu. Dacă nu mă fac la soare, rămân șerim. Și m-a întrebat aici, că nu a ieșit așa la cu Barbișon de la Paris. Părinte duhovnic. Câte ramificate are teologia universală ortodoxă? Eu citit în Pirineu Mielăceu, eram în glugă cartea la mine, când am luat cu oile. Pirineu Mielăceu, că a fost cineva în țara, cel mai mare dogmatic. 30 de ani a fost de... Da, cel mai mare dogmatic e Pirineu Mielăceu la noi. A fost 30 de ani decanul Facultății Teologiei în București, și-a fost mitropolit Moldova și l-am mărturisit la mare, mă uitam la gata. Putu-ne-o de cate cu istoria regiunii. Și acolo citiți-mi eu ramificatele teologiei și ia ca după câți ani, cine să mă întrebi? De la Paris, atât era cu aparate de citru, cu creioane, mână. Ia mi-o zis rămâne cea mai mare Și i-am spus, domnule, că era 4-5 translatori care traduce bine, în care era și Daniel. Ramificatele teologiei ortodoxe, după cum le țin minte, sunt 11. Și i-am spus, întâi e teologia morală, asta care o cunoaște, cel mai ușor și pentru copii și pentru oameni, că ne înțeleg toate bani. Apoi teologia naturală sau apologetică, aparată pe care știinturi experimentale, adică din natură. Apoi vine teologia dogmatică, mezul teologiilor. Apoi vine teologia mistică, al patrulea, a cincilea, teologia mistică comparată, care face comparată între teologia noastră, cea mahomedană, cea protestantă, cea catolică, cea budistă și mai departe. Așezarea teologiei eschatologică. Eschatologică particulară, care se ocupă cu viața sufletul nostru până se hotărăște, până la 40 de zile. Pe urmă, așezarea este teologie eschatologică universală, care se ocupă cu tarea sufletelor noastre de la judecata particulară până la judecata de apoi. Este la Părinte Stăniloaia citită, văd în Traier. Pe unde vine teologia parusiană, care se ocupă cu a doua venire a Mântuitorului Hristos, tot ce e în legătură cu venirea noastră. A șaptelea, a optelea, e teologia catafatică, afirmativă, pozitivă. Tot ce poate vorbi de Dumnezeu, afirmativ. Că e tot bun, a tot înțelept, a tot puternic, a tot creator, a tot proneator, a tot luminător și mai departe. A noua, e teologia apofatică, tăgăduitoare, așa s-a predică Dumnezeu prin negații, nu prin afirmații. Uite cum se vorbește în termeni apofatici. Ce este Dumnezeu? Lumină? Nu-i lumină. El este izvorul a toată lumina așa gânditoare și el pe pământ.
mai presude toată lumina Dumnezeu lumină. Și este Dumnezeu puterea, nu-i puterea. Zborul tot mai presude toată puterea Dumnezeu puterilor. Ce este Dumnezeu înțelepciune? Nu înțelepciune, izvorul toată înțelepciunea așa raționa, amintul raționa de cer pe pământ, mai presune și Dumnezeu înțelepciune. Ce este Dumnezeu lumină? Nu, izvorul toată lumina așa, mai presune și Dumnezeu lumină și mai departe. Așa se vorbește în termenii apofatici de Dumnezeu. Teologia nouă asta pun. Asta e a zecea. Asta, apofatică. Teologia 11, teologia energiilor necreate ale Duhului Sfânt. Asta e interesa mai tare. Ei au văzut Grigorie de Palam. Ei au văzut lupta din secolul XIV, Sfântul Grigorie Palama cu Balam și din Balaure, din Calabra, cu numele și cu Viotul XIV la Neamț. Că teologii catolici vechi sunt 500 milioane în Italia. Ei o au toți, teologii vechi, ca așa ortodoxi. Au fost aici doi preoți teologii vechi. Nu știu, când a fost Elisei, cu Elisei, cu ăsta, cu Moisei. Era din teologie vechi, din catolice vechi, inii o spus. O tradus, dacă mai scurt te pare, cartea Italia, cum vorbim. Nu și-o făcut, da. Și când a zis, a ieșit unul cu barbișon bătrân. În ce constă sinteza energiilor necreiate ale Duhului Sfânt? Vă dau două lecăți încuiate. Să ne nedecide. Scuite, o la carte. Să o discuiesc, sunteți 300 de teologi. Dumnezeu este totul într-o toate și într-o nimeni a nimic. Și a stat acolo, că era mâncă carpă, nu așa. Acolo, că nu a încăput aici atâta. Era la schimbarea la față. Și cum, Doamne, dacă e totul într-o toate și într-o nimeni a nimic? Ori e totul într-o toate, ori într-o nimeni a nu-i nimic. Cam în două nu se pot, așa, decideți la carta. Sunteți teologi, mă. I-a spus la ispitire, pe acasă ispitire. Nu. Pentru că am găsit secretele astea la Sfântul Părinte. Da, să le dau la deștepți. Că aia să-ți vorbește cu cei deștepți. Cu cei prăbni, cu mătușa Marion. Așa e cu câtima ta ne se facă, cât se poltează, cât se roage. Era asta teologi. Cum, Părinte, dacă e totul într-o toate, și într-o nimeni nu-i nimic. Mă rog să-mi explicați voi mie de acum. Și asta nu se poate. Dacă e întrebarea cât se poate. Și vă mai dau o lacată să o descuiesc. Dumnezeu și din toate, tuturor se cunoaște și din nimic nimărui. Cum e asta? Se cunoaște la toți din toate și din nimic nimărui. Nimărui nu se poate din nimic. Și asta s-a de ca și ei, l-am de cam așa. Dacă vorbim de cea mai înaltă teologie de sub cer. Vă rog să discut. Sfântul Grigorie Palama. Este deosebirea între fapte și între ființă. Sfântul Grigorie Palama l-a întrecut. Sfântul Grigorie Palama l-a întrecut pe maxim măduritor. Da. Dionisia are opargitul. Sunt o angură de aur, zice lui Dionisia, are o parigită, pasărea șerului, că a descoperit, era și șerească și pământească teologia cea mai noastră. Da, simte din urma lui Sfântul Grigorie Palama, și aceștia mi-am mutat, că e vultul șerului, îi zice lui Grigorie Palama. Și apoi am zis, părinte, zice, că stăm așa, stați, era atâtea aparate, cu 20, 30 de ani ăsta, și e cu mâna pe creion. Și cum e asta, mă? Totul într-o toate și într-o nimeni nimeni. În creație este totul, prin creație. E prezent într-o toate. Și mai încolo spune. Și prin ființă, nimeni nu-l pătrunde. Se procede adevăr. Dar eu am luat-o treptat. Aia, smiesc pe capină. Dom'le, în lumea inertă, care n-are viață, soare, luna, stelele, pământul, metalurile, toată lumea inertă care n-are viață într-o. Dumnezeu este totul ca creator. Și într-o nimeni a nimic după ființă. Că ființa nu s-a din nici robimii, nici era ființă. Ai văzut cum e totul, toate ca creator, nu ca ființă. În lumea vegetală, tot ce-i verde sub cer, tot code, tot munte, toate pădurile, toate ogoare, toate țarnele, toate vegetale de pe mări, de pe uscat, toate câmpiile, toate dumbrăvile, toate... Tot ce-i verde sub cer, pe pământ și în mare, Dumnezeu este totul într-o toate ca creator
și ca datător de viața firii, suflete fără de sănătate. Cum? Dar de ființa lui nu s-a atins, Doamne ferește. Că de ființa lui este inaccesibil mintea rațională din cer și pământ. Nici nu se poate vorbi, nici nu se poate atinge de el. Cum e asta, părinte? Dumnezeu e totul într-o toate în reinul vegetal ca creator, bun. Și gătător de suflete fără sănțiri. Măi, de când eu iau toporul și stai carpul ăsta aici, că eram la umbră. Îl doare? Era furi. Uite, iau o coată și coată furice. Le doare? Și nu. Păi vezi. Dau viață. Că vezi că cresc, înfloresc, fac sămânță, se usucă. Vezi suflet dat din zona asta la regnul vegetal. Suflete fără de sănțiri. Ca să nu-l doare dacă îl tai cu tare, cu tare. Și asta se numește viața firii. Deci, sunt Antone Germane, în filocare. De că așa Dumnezeu e totul într-o toate în reinul vegetal, ca dătător, ca creator, ca dătător de suflete fără sănțiri, adică dătător de viața firii. De acolo lumea animalelor, șarelor, târătoarelor, păsărilor, peștilor, animalelor de mare, insectelor, ajungând până la furnică și mai jos, Dumnezeu este totul într-o toate că le-a creat ca creator și ca dătător de suflete cu simțire, dar fără minte. Cum? Atunci o ridicat o replică. Doi, nu unu. Părinte, asta întrebăm și ala. Dătător de suflete cu simțire, că dacă tau eu pasăre, o doare, un mel, o doare, înțelegi? Tau eu pasăre, o de ce de... Dacă tai un pierd, îl doare, știu eu. Tot. Dar fără minte. Și am părere să întrebăm ceva. Bun? De ce suntem la umbra asta aici? Cine v-a adus de la Paris aici? Am trimis un telegram, ordine de ceva. Și ce vă întreb atât? Decute cum e. El îmi spune așa la, pe franțuzești. Au ce spune prorocul Isaia. Cunoscut a vouă pe cel ce l-a dobândit pe dânsul și a asenul este a domnilor săi. Iar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Și iarăși zice, cunoscut a turturica și rândunica vremea ei sub soare, iar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Și apoi zice, domne papagal, foarte deștept, cum faci tu, el face și el. Și afară de asta, papagal. Domne, câinele e foarte deștept. Calul e foarte deștept. Vezi ce inteligent au. Te cunoaște când e după 20 de ani. Știi de ce? Ai spus că le-a dat suflete cu tâmpire, dar fără minte. Oare n-au și ele minte? Dacă ziceți voi că are minte, vă luptați cu Duhul Sfânt. Direct! Cum? Au ce zice Duhul Sfânt în psalterie. Și omul în sinte fiind, n-a priceput. Alăturat-o cu dobitoașele și cele fără de minte și s-au asemănat lor. Duhul Sfânt spune că n-are minte și voi ziceți că are. Pe cine se crede? Pe voi sau pe Duhul Sfânt? Dar cum e asta, mă? Așa, nu vă luptați cu Duhul Dumnezeu, că are minte, că eu nu le spun de la mine. Aici sunt învățăturile Sfântului Grigore Palama. Iată cum este, ele au auzit și-a puterea minții omului. Vă numiți în limba radicală instinct. Iar el îi spune pricepere ferească. Asta e a 11 puterea minții omenilor care a dat Dumnezeu animalelor, șiarelor, târătoarelor, păsărilor la toate vietățile mici și mari ca să poată să se cunoască neamul lor, ca să cunoască vremea lor, ca să păzească de dușmanii lor, ca să poată hrăni a 11 puterea minții omenilor. Deci Sfântul Efrem și ale 10 puterea ale omului. A 11 este priceperea ferească care a dat Dumnezeu la dobitoase ca ele să poată grăni, să poată cunoaște, să știe vremea lor de plecare, de venire și toate cele din alte. Să poată păză viața. Asta au animale, nu minte. Au 11-a puterea minții omenilor, numită pricepere ferească. Ei luau și scrieu acum. Iată așa, dacă în lumea animalelor, și cum am intrat în lumea oamenilor, aici a fost vorba mai mult. Deci Dumnezeu e creator al animalelor și a dobitoașelor și a chiarelor și a peștilor și a păsărilor. Ca creator e totul într-o toate și ca dătător de suflete cu simțiri, dar fără minte. Iar în lumea oamenilor Dumnezeu este
dătător de suflete, cu simțire și cu minte, dar fără să atingă de ființa sa. De ce e omul să numește Fiul Dumnezeu după Adam, din botez? Cum duce Apostolul Pavel, că a luat darul punerii de fii în baia noastră de a doua și a noierii Duhului Sfânt. Și în botez, tu faci omul Fiul Dumnezeu după dar, de la botez. Da, ne facem fii, dar după dar, cum duce Psalterea Ioan, Dumnezeu sunteți. Și fiii celui prea înalt toți, dar și vede Dumnezeu după dar, nu după ființă. Că după ființă, numai Dumnezeu. Am luat că sunt trei cuvinte mari, marul Vasile, de ce face omul la Ixaimeron. Da. Păi, dacă așa e, poți să stai zile întregi, câtă filosofie e acolo de fi facerea omului. Și le-am arătat așa, după scurt cât am putut, în ce fel Dumnezeu este totul într-o toate, și în lumea oamenilor, și animalul, și păzut. Este și în ce fel nu este, adică după ființă, că de ființa lui nu se atinge nimic. Dar ce l-a întâlnit acasă? Dumnezeu n-a discutat-o nici așa. Lui după ființă. Din toate îl cunoaște. Și din lună, și din soare, și nu din cerul, sunt slava lui Dumnezeu. Da. Și din pământ, și din foc, din toate. Da, din inimă lui după ființă. Că de ființă nu, nu se poate atinge o inteligență. Nici îngerească, nici omenească. Să luăm pe Marele Vasile și frumos descris de tine. Deci îi spun Sfântul Părinte, împăratul cuvinte. Era mare mese la cuvinte. Și sunt John Gură de Aur, cuvânt după cuvânt, îl cuiește la Geneză. Că am carte aici, o am. Am citit o carte. Am citit și eu câteva exemple. Da, îți vorbește pe înțelesul poporului, când avea afaceri. Ca să-i îmbogățați cu fiind. Școala siriană, exegeză. Da, de la Antioșia. Da. De liturgia alegorică, asta, teologia alegorică. Sem, la cea mitică am făcut la Alexandrie, Origen și Ema. Și vreau să vă spun, iar Marele Vasile, mai adânc decât tot vorbește, pentru cei înțelepți, prefer Sfântul Vasile să citească. Da, da. Că mare filosof este Paianjul. Și ne-a știut odată că Paianjul e mare filosof. La grei filosofia se împărțea în două. Ritori sau vorbitori, strașni, care vorbim, și tăcitori, cum era Diogenes și altul, prin tăcere. Tăcus. Atât. Tăce și lucra. Era filosofia tăcere. Taci tu să vorbească lucrurile ta. Filosofia se împărțea două. Unii tăceau și cu viața lor predicau. Taci tu să vorbească. Alții vorbeau mult ritul, să împătășați prin puterea cuvântului învățătorul lor la alții. Iar pe filosof îl pune în rândul, pe părinul, în rândul filosofului cu tăcerea. Și cine a auzit odată glasul părinului? Să vedem. Mulți că au auzit. Un țânțar cât de mic, dar auzi pe țânțar. Albin a auzit, dar cine a auzit glasul părinului odată sub cer? Care a auzit odată glasul părinului? Mare filosof. Tace și face. Îl vezi că e arhitect, leagă de coloși, de coloși, face pândușoară, face golou cu ăla a lui. Și dacă e mic, face o pândușoară mai mică, fiindcă are pânce mai mică. Și dacă e mare, face una mai mare. El știe că are pânce mai mare. Ai cuvânt pentru pronia marului Vasile, ce frumos să vorbește. Parcă, că mă bagă în ei să-i menom, parcă n-aș mai ieși din gândirile astea. Cât de frumoasă. Și Dumnezeu care știe că l-a făcut. Tată, deși ducem tată. Niciodată în legile de la zădirea lui, până la nu i-a dat nimeni Dumnezeu tată. Mă duc tot neamătat, tată, nu. Dacă ne-au făcut, ne poartă de grijă. Cum poartă de grijă și la paianjă. La așa mititel, el face acolo. Și mititel nu poate face mare mărerașie. Și Dumnezeu, când e frământ, o zic, cum v-am împăiat, nu trăiește cu o muscă 200 de zile, dacă sunt o muscă. Așa mitele îi trimite o musculiță mică. Că dacă ar trimite una mare, i-ar strica pânza și ce e cu aricele puternice. Nu după puterea lui, una mică se poate încurca acolo. Nu e după și faci el așa, da, așa, vezi cum e așa. Și Doamne, eu am făcut. Ce e acolo? Așa e spionar. Nu, nu, nu. Doamne, eu am lucrat, trimite mâncare, tu m-ai făcut.
Și Dumnezeu are grijă, trimite o muscuță mică la așa mică. Se încurcă acolo. Și când se încurcă, el zis, o prinde și o suge. Și pe urmă, după așa, 200 de lei nu mai are nevoie de mâncare. Dar îi trebuie, știi că-i meteo, s-a făcut de lucru și coasă înapoi, nu o stricat cu musca. Prinde de colo, de colo, de colo. Că știi că-i trebuie mâncare și poimeni. Și, da, la cel mai mare, Dumnezeu știe că are pânze mai mare. Și-a făcut cel mreja mai mare, te merge un bondar mai mare. Și când s-a încurcat, o prinde, o mănâncă și trăiește paionul cu o muscă 200 de lei. Stare la noi undeva la Liceu, niște pânzele pline de are de muște, restante de la mușcune, o prinde, o mâncat acolo, pline, zice, uite, gospodar. Stau acolo, tătăiam. Acelui mai mare Dumnezeu știe că are pânze mai mare și te merge o muscă mai mare. Dar la aia auzut vorbind pe paneană, îl numește Marele Vasări, Marele Filosof, tare ce face. Ne duce, mete la așa, mie pe muscă mică, pe pânzele lui, așa, mare cu tare. Dar zice și el necredincios că face. Din toate trage comentarii la omul Marele Vasări, din tot ce văd la omul așa. Zice și el necredincios, da, eu nu spăion să mănânc o muscă. Eu am femeie, eu am copii, eu am dâr la stat, o să mănânc să crepe curău. Omul este, o răutatea ta, omule, necredincios și orb. Dumnezeu care hrănește paianul cel mic cu o muscă mică și paianul cel mare cu o muscă mare, așa la hrănește și pe Carida și Verida. Și mai mare cița ai lumii, cum spune la facere, că a făcut Dumnezeu cița cei mari ai lumii. Aici trăiesc un oceanul pacific, am unde spune și balene albastre. Balene și balene, cașalot. Zice, a făcut nedoși pe Hrănește și pe Careda și Vereda, care unul din ei mănâncă într-o ducă două orașe. Cașala are milioane de kilograme și grăsimi. Cam dacă prinde o balene albastre, scoate o milion de kilograme de grăsimi. El apar ca insul, ce spune un sâmbăvață de pe oceane. Ridică când stai la soare cu o pată și el ăla zice, cora mea stă-mi pe insul ăsta. Mă judec să toate în insula. Îi pare că e un puriș pe dânsa. Așa de mare. Aici sunt Carida și Verida. Și arată ție necredinciosul. Eu care hrănesc paianul cel mic cu o muscă mică și cel mare. Eu hrănesc pe Carida și Verida, care mănâncă unul singur într-o ducă două orașe. Pentru că auzi când în biserica. Și el se dă hrană la tot trupul, că în viață este mila lui. El hrănește. Și pe unul și pe altul. Și de-a face altă în cuvânt. În palatele împărătești, stă garda imperială sau regală sau acuia acolo, să nu cumva să iei un atentat împotriva celui și conduce tare. Când te-ai apropiat, eu n-am făcut armat, n-am fost caporal, parolă. Parolă, stai, cine? Păi da, parola a intrat, dacă nu, te împușcă, că ești sustec, nu? Și dacă n-a intrat paianul nostru, dacă nu mături prin camerele în palatului, nu m-a să duc slugii din paianul. Iote, fată, eu ce-a făcut paianul, iote ce-i pe aici. Dacă n-a dat paianul nostru parola de a intrat acolo, nimeni nu știe. Cui i-a dat ăsta mare, domnule, eu vreau să-mi fac asta. Iar a intrat fără parolă. Sau pentru că își face treburile lui. Numai nu mătura, mă pleacă prin camere. Sunt Vasării face ce frumos că la fiecare. Da. Eu vorbim din extra melonul Marelui Vasile, da, câte minuni. Dar din întreaga creație, câte sunt acum? Iată-ți spun, fratele, el merge pe străinătate, de se duce la moare, la lume, în Japonia. Când te-a întrebat ei de temelia pământului, de ființa lui, cine a făcut pământ? Ce ai să-i spui după știință? Că Dumnezeu, nu? Mila lui. Dumnezeu l-a făcut. Nu spune la început, dar făcut Dumnezeu cerul și pământul. Noi ne ține de credința noastră. Dar vine câte un prostelău care vrea să-ți prindă că-i plinde de cetăciune și îmi spune de unde, părinții, pământul are 2 miliarde de ani. Ai fost atunci? Știi tu? Dar zice, părinte, nu e așa cum duce Biblia, că de 7.000 de ani pământul. Dar și Biblia spune că de 7.000 de ani. O număra la anii patriarhi și-a pus ei ani. Dar pământul nu are ani. Mare vasă, deci lovești de pământ, roze. Nu-i dă vârstă la asta, vezi? Și iau ce spune Scriptura. Iar pământul era.
Dar nici tu nu știi de când era. Era netopis. Nici eu. Nu mă arată ce stare era. Iar pământul era nevăzut și netocmit. Care era cauza nevederii? Era în api. În fundul mărilor. Și a adus Dumnezeu să adune apă dintr-o adunările lor și să se arate uscat. Cum scoate ciobanul cașul din zărb? Nu-l vezi când e, dar când îl scoate, vezi cașul. Așa o scoate Dumnezeu pământul din apă. Care era cauza nevederii cât îl cuiește? Două pricini era. Șerii cu voi nu s-a făcut. Toate s-a făcut în ziua așa. Și animale, și păsări, și apere, și toate. Om în ziua așa. Cauza nevedere, două era. Șerii cu voi nu s-a făcut. Și a doilea cauza nevedere, că era în ape. Dumnezeu privește nu prin noi, prin înțelepciune. El știa că este acolo. Și a adus Dumnezeu să adune apă într-o adunare lor, să arate uscatul. Tatăl l-a scos. Dar de ce nu merge pe pământ uscat? Pentru că cele sunt în el izvoare și cu tare le-a pus Dumnezeu să ții la o temperatură ca să poată rodi, să facă. Dar el din fire îi pune pe pământ la fost, decât să ucucă, face că rămede, nu? Că el, firea lui, este uscată. Și cauza nevederii a fost două apele care îl acoperie și cele cu ei nu s-au făcut. A spune de pământ. Vai, da, ce frumos spune. Netocmirea și era numai ne era netocmit. Și tocmirea să aibă dacă regnul vegetal nu era. N-avea un fir de verdeată pe el. Tocmirea a fost că n-a dat să rea sară pe mântul. Martirea pe lună, avea, nu-i nimic al meu. Da. Nici, cu ochi, nici fără ochi. Dar pe că n-au făcut luna să stie oameni acolo. Luna a făcut-o spre vreme. Da. Și era pământul înainte, adică fără fire. Și acum pământul a dat fie oameni și știi că fie oameni trebuie iarbă, că au dobitoage, au cu toate, tot ce le-a făcut el. Și a zis Dumnezeu să răsară pământul iarbă verde și cu tare și pom roditor, a căreia să fie sământă după fie și cu tare. Asta a fost podoaba. Când netomirea era nempodobire. Nipodobire. Da, așa este. Și pe urmă ai văzut și spun, când a făcut pe om, a pus numele Dumnezeu și a luat pământ, Adam înseamnă de lucru. Și l-a sutat două zile, una simțită din pământ și una domnișească a suflat în fața lui și a făcut Adam în Dumnezeu. Zidirea Evi a fost în rai, zidirea lui Adam pe pământ, simțită părinte. Că în rai i-a dat domnul Adam. Adam a fost creat deci pe pământ, din pământ și pe pământ, de acolo lua pământ. Da, nu din rai. Iar Eva, din coasta lui în rai, după deci Dumnezeu, voi să mânci din măr, Dumnezeu a pus somn adânc în Adam și a luat o coasă, i-a făcut bine și a întrebat când l-a trezit, când s-a trezit din somn. Adam, cum se cheamă? Acesta-i urs din oasele mei, că a să întâlcă din coasta lui. Și cană din cană mea, el se va chema femeie. Și a pus numele sare. Eva. Ce înseamnă Eva? Viață. Dar pentru care pricine i-a pus viață? Păi, Grigorie Bogoslovul. Pentru două pricini i-a pus viață. Fiindcă prin... Deci o căzut lumea prin femeie. El tăi că avea să fie maica tuturor celor vin. Vezi că tu răspune de trei fie lui Adam. Cain, Abel și Set, nu? Dar spune mai departe și-a născut Adam, fii și fete. Dar nu spune nume, dar vezi cronograful lui George Cedenos. Carte tradusă din Asiria, din Aldeia. O știu pe de-a rost, că am purtat-o cu mine. Ai auzit ce spune? Cât fie a avut Eva? 50 de pereci. Un băieț și o fată, nu, din 50 a născut gemene Eva. Un băieț și o fată. Și ai văzut ce spune Scriptura, și-a luat ca ei pe sora sa, Albana, în căsătorie. Și-a luat și pe sora sa, Tereza. Era păcat al ăștia, că erau... Până la Avram, nu s-a fost păcat, amestecarea sângelui. Ca să mulțați cu oameni, știindu-i de pereți, a născut Eva și a trăit cu 20 de ani, mai mult decât Ana. A trăit cu 950 de ani, dar 930. Din acele 50 de pereți s-a mulțit. S-a mulțit lumea, pe urmă. Că aveți, vă spun, împărăția uriașului, un onograf, dar e prea mult. Mari, sunt băi, frate, mari, până da. Despre Ștefan cel Mare, Sfântului ceva? Eu și poate. Păi nu. Dar iată-ți spun la Sfântul Vatăne. Cum trage Sfântul Vatăne învățătură pentru om? Ia gândiți-vă. Mrena de mare, când are să împerece, nu cu tovarășul ei.
cu viperea de mare. Împreună. Așa este acum reșindă. Ai văzut când viperea de mare stă în sângele de pe mamă mâine, viperul. Și când mă cheamă la împreunare pe mrena de mare, înțelegi? El șuire tare în sânge și îi aude glasul și zice: dai spune eu scurată, stește, tu ești spune o travă. Nu mă împreun cu tine până nu deși o travă. Și atunci viperea de dragostea mrenei vară să tot o travă. După ce o băsat o țară împreună cu mrena și iese din aceste pereci, îți mrene de mare și vipere de stânci. Ca să arete ție, omule, dacă ai dat de o femeie și ți-te căsătorie și tu ești plin de o travă a păcatului. Măcar de la căsătorie ieși vasă o travă a păcatului tare și să fie la fel cu soția. Asta din la creație, da. Moralizează pe oameni. Dar da, de la toate tragem bătătorii pentru om. Filozofia sunt răgăsării. Păi dacă avem vorbim din ei, să ai până în sală, dar uite, poate avem întrebat. Păi ies acum sub te pasă, după că la Sfântul Ioan Gură de Aur, cel mai nebeste, e comentarii la evanghelista toate. Da. Mai este una, acum este cât de bun gata la facere cu partea a doua, că este numai partea întâi. Da. Și la Sfântul Vasării este epistole, tot anul. Epistole Sfântul Vasării cel mare. Da. Acum, nu știu ce mai scoate de la Sfântul Vasării, dar astea le scoate. Aș vrea să sunt toată noastră mare, am comprimit. Da, volumul 2 sau 3. Iată cum este, ele au auzit puterea minții omului, voi o numiți în limba radicală instinct. Iar el îi spune pricepere ferească. Asta e auzit puterea minții omului, care a dat Dumnezeu animalelor, fiarelor, târătoarelor, păsărilor, la toate vietățile mici și mari, ca să poată să se cunoască neamul lor, ca să cunoască vremea lor, ca să păzească de dușmanii lor, ca să poată hrăni. A 11 puterea minții omului. Este Sfântul Efrem și le 10 puterea ale omului. A 11 este priceperea firească, care a dat Dumnezeu la dobitoase, ca ele să poată hrăni, să poată cunoaște, să știe vremea lor de plecare, de venire și toate cele din astea. Să poată păzi viața. Asta au animale, nu minte. A 11 puterea minții omului, numită pricepere firească. Ei luau și scrieu acum. Iată așa, dacă în lumea animalelor. Tu m-am amintat în lumea oamenilor, aici a fost vorba mai mult. Deci Dumnezeu e creator al animalelor și a dobitoașilor și a chiarelor și a peșilor și a păsărilor, ca creator e totul într-o toate și ca dătător de suflete cu sentiri, dar fără minte. Iar în lumea oamenilor Dumnezeu este dătător de suflete cu simțire și cu minte, dar fără să atingă de ființa sa. De ce e omul să numește Fiul Dumnezeu după Adam, din botez? Când duce apostolul Pavel, că a luat darul punerii de fii în baia naștere de a doua și a noierii Duhului Sfânt. Și în botez, să faci omul Fiul Dumnezeu după dar, de la botez. Da, ne facem fii, dar după dar, când duce psalterea, eu am zis Dumnezeu sunteți. Și fiii celui prea înalt toți, dar și vezi de Dumnezeu după dar, nu după ființă. După ființă, numai Dumnezeu, am luat, sunt trei cuvinte, marea, marea lui Vasile, de ce face omul la Ixaimiron. Da, da. Păi, dacă așa e, poți să stai zile întregi, câtă filosofie acolo de ce face omul. Și le-am arătat așa, după scurt, cât am putut, în ce fel Dumnezeu este totul într-o toate, și în lumea oamenilor, și animalul, și păsul. Este și în ce fel nu este, adică după ființă. Că de ființa lui nu s-a atinge nimic. Dar ce l-am dat la casă? Dumnezeu n-am discutat-o nici așa.
lui după tine. Dincolo de toată din toată îl cunoaște. Și din lună, și din soare, și nu din cerul, îi spun slava lui Dumnezeu. Da. Și din pământ, și din foc, din toate. Da, din inimă lui după ființă, că de ființă nu nu se poate atinge voi inteligență, nici îngerească, nici omenească. Să luăm din marele vasâne și frumos de scris. Alții vorbeau mult rituri, să împătășați cu puterea, prin puterea cuvântului învățătura lor la alții. Iar pe filosof îl pune în rândul, pe părânul, nu, în rândul filosofului cu tăcerea. Și cine a auzit odată glasul părânului? Să vedem. Mulți că au auzit. Un țânțar cât de mic, dar auzi pe țânțar. Albin a auzit, dar cine a auzit glasul părânului odată sub cer? Care a auzit odată glasul părânului? Mare filosof. Tace și face. Îl vezi că e arhitect, leagă de colo, de colo, face pândușoară, face golocul și ăla a lui. Și dacă e mic, face o pândușoară mai mică, fiindcă are pânce mai mică. Și dacă e mare, face una mai mare. El știe că are pânce mai mare. Aici cuvânt pentru pronia marului vasării. Ce frumos se vorbește. Parcă, când mă bag în ei să-i mănânc, parcă n-aș mai ieși din gândirile astea. Cât de frumoasă. Și Dumnezeu care știe că l-a făcut. Tată, deși ducem Tată. Niciodată în legele de la zădirea lui, nu i-a dat nimeni Dumnezeu Tată. Mă duc tot neamătat, Tată, nu. Dacă ne-au făcut, ne poartă de grijă. Cum poartă de grijă și la paianjă. La așa mititel, el face acolo. Și mititel nu poate face mare mărerașie. Și Dumnezeu, când e frământ, o zic, cum v-am împăiană, trăiește cu o muscă 200 de zile, dacă suge o muscă. Așa mitele îi trimite o musculiță mică. Că dacă ar trimite una mare, i-ar strica pânza așa, și aia cu aricele puternice. Nu după puterea lui, una mică se poate încurca acolo. Nu e după și face el așa, da, așa, vezi cum e așa. Și Doamne, eu am făcut. Și stai acolo. Așa spionaj. Nu, nu, nu. Doamne, eu am lucrat, trimite mâncare, tu mai fac. Și Dumnezeu are grijă, trimite o muscuță mică la așa mică. Se încurcă acolo. Și când se încurcă, el zis, o prinde și o suge. Și până mă după așa, 200 de lei nu mai are nevoie de mâncare. Dar îi trebuie, știi că-i mete, s-a făcut de lucru și coasă înapoi, nu o străca cu musca. Prinde de colo, de colo, de colo. Coasă. Că știi că-i trebuie mâncare și poimă. Și, da, la cel mai mare Dumnezeu știe că are pânze mai mare. Și-a făcut cel mreja mai mare, te merge un bondar mai mare. Și, când s-a încurcat, o prinde, o mănâncă și trăiește paionul cu o muscă 200 de lei. Stare la noi undeva la Dumnezeu, niște pânze cele pline de are de muște. Restante de la mușcune, o prinde, o mâncat acolo, pline, biciote, gospodar. Stau acolo, tătăiam. Și atunci, acelui mai mare Dumnezeu știe că are pânză mai mare și te mete o muscă mai mare. Face că rămede, nu? Că el, firea lui, este uscată. Și cauza nevedere a fost două apele care l-a acoperit și cele cu ei nu s-a făcut. A spune de pământ. Vai, da, ce frumos spune. Netocmirea și era numai de era netocmit. Și tot mi-a zis, aibă, dacă regnul vegetal nu era, n-avea un fir de verdeată pe el. Tot mi-a fost că n-a dat sărea sară pe mântul. Mă, acel pe lună, nu-i nimic al meu. Da. Cu ochi, nici fără ochi. Dar pe că n-au făcut, făcut luna să stăie oameni acolo. Luna a făcut-o spre vreme. Da. Și era pământul înainte, adică fără fir. Și acum pământul a dat fie oameni și știi că fie oameni trebuie iarbă, că au dobitoage, au cutoate, tot ce le-a făcut el. Și a zis Dumnezeu să răsară pământul iarbă verde și cu tare și pomul roditor, a căreia să fie sământă după fie și cu tare. Asta a fost podoaba. Când netocmirea era nempodobire. Nipodobire. Da, așa este. Și pe urmă ai văzut și spun. Când a făcut pe om, a pus mânele Dumnezeu și a luat pământ. Adam înseamnă de bun. Și l-a sutat 20 din una simțită din pământ. Și una domnișească a suflat în fața lui și a făcut Adam în subeziu. Zidirea Evi a fost în rai. Zidirea lui Adam pe pământ, Sfântul Părinte. Că în rai i-a dat domnul Adam. Adam a fost creat deci pe pământ, din pământ și pe pământ, de acolo lua pământ. Da, nu din rai. Iar Eva
din coasta lui în raia. Deci avea voie să mânce din moarte. Dumnezeu a pus somn adânc în Adam și a luat-o coasă, i-a făcut bine și l-a întrebat când l-a trezit, când s-a trezit din somn. Adame, cum se cheamă? Acesta-i urs din oasele mei, că a să întâlcă din coasta lui. Cană din cană mea, el se va chema femeie. Și a pus numele sale Eva. Ce înseamnă Eva? Viață. Dar pentru care pricine i-a pus viață? Păi, Grigori Bogoslovul. Pentru două pricini i-a pus viață. Fiindcă prin... Deci o căzut lumea prin femeie. E întâi că avea să fie maica tuturor celor vini. Vezi Scriptura spune de trei fie lui Adam. Cain, Ade și Sem, nu? Dar spune mai departe, și-a născut Adam, fii și fete. Dar nu spune nume, dar vezi cronograful lui George Cedenos. Carte tradusă din Asiria, din Aldeia. O știu pe de rost, că am purtat-o cu mine. Ai auzit ce spune? Cât fie a avut Eva? 50 de perechi. Un băieț și o fată, nu, din 50 a născut gemene Eva. Un băieț și o fată. Și ai văzut ce spune Scriptura, și-a luat ca ei pe sora sa, Albana, în căsătorie. Și-a luat și pe sora sa Tereza. Nu era păcat al ăștia, că erau... Până la Avram, nu s-a fost păcat, amestecarea sânge. Ca să mulțească oameni, șindu-i de perete, a născut Eva. Iar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Și-a văzut și domne papagal, foarte deștept, cum faci tu, el face și el. Și afară de asta, papagal. Domne, câinele e foarte deștept. Calul e foarte deștept. Vezi ce inteligent au. Te cunoaște câine după 20 de ani. Știi de ce? Ai spus că le-o dat suflete cu tâmpere, dar fără minte. Oare n-au și ele minte? Dacă ziceți voi că are minte, vă luptați cu Duhul Sfânt. Direct! Cum? Au ce zice Duhul Sfânt în saltere. Și omul înșinte fiind, n-a priceput. Alăturat-o cu dobitoașele și cele fără de minte și s-au asemănat lor. Duhul Sfânt spune că n-are minte și voi ziceți că are. Pe cine se crede? Pe voi sau pe Duhul Sfânt? Dar cum e asta, mă? Așa, nu vă luptați cu Duhul Dumnezeu, că are minte, că eu nu le spun de la mine. Aceea sunt învățături de Sfântul Grigori Palama. Iată cum este, ele au aunsă puterea minții omului, vă numiți în limba radicală instinct. Iar el îi spune priceperi ferească. Asta e aunsă și puterea minții omului, care a dat-o Dumnezeu animalelor, fiarelor, tărătoarelor, păsărilor, la toate vietățile mici și mari, ca să poată să se cunoască neamul lor, ca să cunoască vremea lor, ca să păzească de dușmanii lor, ca să poată hrăni. A 11 puterea minții omului. Vezi Sfântul Efrem și le 10 puterea ale omului. A 11 este priceperea ferească, care a dat Dumnezeu la dobitoase, ca ele să poată hrăni, să poată cunoască, să știe vremea lor de plecare, de venire și toate cele din astea. Să poată păzi viața. Asta au animale, nu minte. A 11 puterea minții omului, numită pricepere ferească. Ei luau și scrieu acum. Iată așa, dacă în lumea animalelor. Tu m-am amintat în lumea oamenilor, aici a fost vorba mai mult. Deci Dumnezeu e creator al animalelor și a dobitoașilor și a chiarelor și a peșilor și a păsărilor, ca creator e totul într-o toate și ca dătător de suflete cu simțiri, dar fără minte. Iar în lumea oamenilor Dumnezeu este dătător de suflete cu simțire și cu minte, dar fără să atingă de ființa sa. De ce e omul să numește Fiul Dumnezeu după Adam, din botez? Când duce apostolul Pavel, că a luat darul punerii de fii în baia naștere de a doua și a noierii Duhului Sfânt. Și în botez. Se face omul Fiul Dumnezeu după dar, de la botez. Da, ne facem fii, dar după dar, când duce pe saltere, eu am zis Dumnezeu sunteți. Și fiii celui prea înalt toți, dar și vede Dumnezeu după dar, nu după ființă. Deci Dumnezeu e creator al animalelor și a dobitoașilor și a chiarelor și a peșilor și a păsărilor, ca creator e totul într-o toate și ca dătător de suflete cu simțiri, dar fără minte. Iar în lumea oamenilor Dumnezeu este dătător de suflete cu simțire și cu minte, dar fără să atingă de ființa sa. De ce e omul să numește Fiul Dumnezeu după Adam, din botez?
când ducea Apostolul Pavel, că a luat darul punerii fii în baia noastră de a doua și a noierii Duhului Sfânt. Și în botez. Tu faci un fiul meu după dar de la botez. Da, ne facem fii, dar după dar, când duce psalterie, eu am zis, Dumnezeu sunteți. Și fiii celui prea înalt toți, dar și vezi de Dumnezeu după dar, nu după ființă. Că după ființă, numai Dumnezeu. Am luat, sunt trei cuvinte, marea, marea lui Vasile, de ce face omul la Ixaimeron. Da, da. Păi, dacă așa e, poți să stai zile întregi, câtă filosofie acolo de facerea omului. Și le-am arătat așa, după scurt, cât am putut, în ce fel Dumnezeu este totul într-o toate, și în lumea oamenilor, și animalul, și a păzut. Este și în ce fel nu este, adică după ființă, că de ființa lui nu se atinge nimic. Dar ce l-am întâlnit la casă? N-am zis cu etul nici așa. Lui după ființă. Din toate îl cunoaște. Și din lună, și din soare, și nu din cerul, sunt slava lui Dumnezeu. Da. Și din pământ, și din flori, din toate. Da, din inimă lui după ființă. Că de ființă nu, nu se poate atinge o inteligență. Nici îngerească, nici omenească. Să luăm pe Marele Vasile și frumos descris de tine. Deci îi spun Sfântul Părinte, împăratul cuvinte. Era mare mestre la cuvinte. Și sunt eu gură de aur, cuvânt după cuvânt îl cuiește la geneză. Că am carte, aici și eu am. Am citit o carte. Am citit și eu câteva exemple. Da, îți vorbește pe înțelesul poporului, când avea afaceri. Ca să-i îmbogățați cu fiind. Școala siriană, exegeză. Da, de la Antioșia. Da. De liturgia alegorică, asta, teologia alegorică. Sem, la cea mitică am făcut la Alexandrie, Origen și Ema. Și vreau să vă spun, iar Marele Vasile, mai adânc decât tot vorbește, pentru cei înțelepți, prefer Sfântul Vasile să citească. Da, da. Că mare filosof este Paianjul. Și ne-a știut odată că Paianjul e mare filosof. La grei filosofia se împărța în două. Ritori sau vorbitori. Strașnic, care el îmi spune așa la, pe franțuzești. Au ce spune prorocul Isaia. Cunoscut a Bou pe cel ce l-a dobândit pe dânsul și asenul este a domnilor săi. Iar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Și iarăși zice, cunoscut a Turturica și rândunica vremea ei sub soare, iar Israel nu m-a cunoscut pe mine. Și apoi zice, domne, papagal, foarte deștept, cum faci tu, el face și el. Și afară de asta, papagal. Domne, câinele e foarte deștept, calul e foarte deștept. Vezi ce inteligent au, te cunoaște câine după 20 de ani. Și zice, ai spus că le-a dat suflete cu tâmpere, dar fără minte. Oare n-au și ele minte? Dacă ziceți voi că are minte, vă luptați cu Duhul Sfânt. Direct! Cum? Au ce zice Duhul Sfânt în psalterie. Și omul în sfinte fiind, n-a priceput. Alăturat-o cu dobitoajele cele fără de minte și s-au asemănat lor. Duhul Sfânt spune că n-are minte și voi ziceți că are. Pe cine se crede? Pe voi sau pe Duhul Sfânt? Dar cum e asta, mă? Așa, nu vă luptați cu Duhul Dumnezeu, că are minte, că eu nu le spun de la mine. Aici sunt învățături de Sfântul Grigorie Palama. Iată cum este, ele au auzit și puterea minții omului, vă numiți în limba radicală instinct. Iar el îi spune, pricepere ferească. Asta e auzit și puterea minții omului, care a dat Dumnezeu animalelor, fiarelor, târătoarelor, păsărilor, la toate vietățile mici și mari, ca să poată să se cunoască neamul lor, ca să cunoască vremea lor, ca să păzească de dușmanii lor, ca să poată hrăni, a 11 puterea minții omului. Vezi Sfântul Efrem și le 10 puterea lui omului. A 11 este priceperea ferească, care a dat Dumnezeu la dobitoaje, ca ele să poată hrăni, să poată cunoască, să știe vremea lor de plecare, de venire și toate ce din asta. Să poată păză viața. Asta au animale, nu minte. A 11 puterea minții omului, numită pricepere ferească. Îi luau și scrieu acum. Iată așa, dacă în lumea animalelor, și cum am intrat în lumea oamenilor, aici a fost vorba mai mult.
De Dumnezeu e creator al animalelor și a dobitoacelor și a chiarelor și a peștilor și a păsărilor, ca creatorii totul într-o toate și ca dătători de suflete cu sentiri, dar fără minte. Iar în lumea oamenilor Dumnezeu este dătător de suflete cu simțire și cu minte, dar fără să atingă de ființa sa. De ce e omul să numește Fiul Dumnezeu după Adam, din botez? Când duce apodul Pavel, că a luat darul, pune nici eu. Nu mă arată ce stare era. Iar pământul era nevăzut și netocmit. Care era cauza nevederii? Era în api. În fundul mărilor. Și a zis Dumnezeu să adune apă într-o adunările lor și să se arate uscat. Cum scoate ciobanul cașul din zăr? Nu-l vezi când e, dar când îl scoate, uite cașul. Așa o scoate Dumnezeu pământul din apă. Care era cauza nevedere cât îl cuiește? Două pricini era. Șerii cu voi nu s-a făcut. Toate s-a făcut în ziua așa. Și animale, și păsări, și apele, și toate. Omul în ziua așa. Cauza nevedere două era. Șerii cu voi nu s-a făcut. Și a doilea cauza nevedere că era în apă. Dumnezeu privește nu prin noi, prin înțelepciune. El știa că este acolo. Și a adus Dumnezeu să adune apele într-o adunare lor, să arate uscatul. Tatăl a spus. Dar de ce nu merge pe pământ uscat? Pentru că cele sunt în el izvoare și cu tare le-a pus Dumnezeu să trăi la o temperatură ca să poată rodi, să facă. Dar el din fire îi pune pe pământ la fost, de să o ducă, face că rămede, nu? Că el, firea lui, este uscată. Și cauza nevederii a fost două. Apele care îl acoperie și cele cu ei nu s-au făcut. A spune de pământ. Vai, da, ce frumos spune. Netocmirea și era numai de era netocmit. Și tocmirea să aibă dacă regnul vegetal nu era. N-avea un fir de verdeată pe el. Tocmirea a fost că n-a dat să răsară pământ. Mă, ține pe lună, avea, nu-i nimic al meu. Da. Nici, cu ochi, nici fără ochi. Dar pe că n-au făcut, făcut luna să stăie oameni acolo. Luna a făcut-o spre vreme. Da. Și era pământul înainte, adică fără fire. Și acum pământul l-a dat fie oameni și știi că fie oameni trebuie iarbă, că au dobitoage, au cu toate, tot ce le-a făcut el. Și a zis Dumnezeu să răsară pământul iarbă verde și cu tare și pom roditor, a care să fie sământă după fie și cu tare. Asta a fost podoaba. Când e tomirea, era nempodobire. Nipodobire. Da, așa este. Și pe urmă ai văzut și spun, când a făcut pe om, a pus numele Dumnezeu și a luat pământ, Adam înseamnă de lucru. Și l-a suflat două zile, una se întâlnă din pământ și una domnișească a suflat în fața lui și a făcut Adam în Dumnezeu. Zidirea Evi a fost în rai, zidirea lui Adam pe pământ, se întâmplă. Că în rai i-a dat domnul Adam. Adam a fost creat deci pe pământ, din pământ și pe pământ, de acolo a luat pământ. Da, nu din rai. Iar Eva, din coasta lui în rai, după deci Dumnezeu, voi să mânci din măr, Dumnezeu a pus somn adânc în Adam și a luat o coasă, i-a făcut bine și l-a întrebat când l-a trezit, când s-a trezit din somn. Adam, cum se cheamă? Acesta-i urs din oasele mele. Adică, teologia 11, teologia energiei necreate ale Duhului Sfânt. Asta-i interesa mai tare. Ei a văzut Grigorie de Palama. Ei a văzut din secolul 14, sunt Grigorie Palama cu Balam și Atenin, din Balaure, din Calabra, cu numești cu Viosul 14 la Neamț, că teologii catolici vechi sunt văzut 6 milioane în Italia. Ei o au toți, teologii vechi, ca așa ortodoși. Au fost aici doi preoți teologii vechi. Nu știu, când a fost ei cu Elisei, cu ăsta, cu Moisei. Era din teologie vechi, din catolicii vechi, ei ne-au spus. O tradus dacă mai scurt te pară cartea în Italia, cum vorbim. Nu știu făcut, da. Doar și când a zis, a ieșit unul cu barbă și un bătrân. În ce constă sinteza energiilor necreiate ale Duhului Sfânt? Vă dau două lecăt încuiate. Să ne nedecide. Scuze, o lacat. S-o discuiesc, sunteți 300 de teologi. Dumnezeu este totul într-o toate și într-o nimeni a nimic. Și a stat acolo, că era măgă carpă, nu așa. Acolo, că nu a încăput aici atâta lume. Era la schimbarea la față. Și cum, Doamne, dacă e totul într-o toate și într-o nimeni a nimic? Ori e totul într-o toate
Fără Dumnezeu nu-i nimic. Cam un două nu se pot așa deschide la cata. Sunt ce teologi, mă. I-a spus la ispitire, pe acasă ispitire. Nu. Pentru că am găsit credele astea la Sfântul Părinte. Lasă de dau la deștept. Că aia să-ți vorbește cu cei deștepți. Cu cei prânul, cu mătușa Marion. Așa e pe câte matane să facă, cât să poatează, cât să roage. Era asta teologi. Cum, părinte, dacă e totul într-o toate, și într-o nimeni, nu-i nimic. Mă rog să nu explicați voi mie de acum. Și asta nu se poate. Dacă e întrebarea cât se poate. Și vă mai dau o lacată să descuiesc. Dumnezeu și din toate, tuturor să cunoaște și din nimic nimărul. Cum e asta? Să cunoaște la toți din toate și din nimic nimărul. Nimărul nu se poate de nimic. Și așa de ca și ceilalte, cam așa. Dacă vorbim de cea mai înaltă teologie de subșer. Vă rog să discut. Sfântul Grigore Palama. Este deosebirea între fapte și între ființă. Sunt Grigore Palama l-a întrecut pe maxim măduritor. Da. Dionisie are o parghitul. Sunt Ioan Gură de Aur, zice lui Dionisie, are o parigită, pasărea șerului, că a descoperit, era șer.